Eu sunt în clasa cu profil sportiv, facem antrenamente de la ora 8 și amiaza. E prima clasă, pare ceva interesant pentru toți. Pentru a crește sănătos tinerile generații, avem nevoie să le creăm condiții bune de infrastructură. Vechiul stadion, în starea deplorabilă în care a ajuns, ajungea să fie o amenințare pentru integritatea fizică a copiilor. Principalul motiv pentru care m-am implicat în acest program rămâne a fi dorința de a învăța ceva nou pentru mine, de a învăța etapele de implementare a unui proiect, cât și de a face ceva util și frumos pentru localitatea mea. Pentru a nu lăsa ca un edificiu sportiv atât de necesar societății să ajungă să se ruineze. Chiar dacă suma grantului de la Centrul Media pentru Tineri nu acoperea valoarea întregului proiect, pentru noi a fost un impuls, un imbold pentru început, pentru autoritățile locale, ca să realizăm acest proiect până la final. Reconstrucția, de fapt, capitala terenului de mini-fotbal e una importantă pentru chiar instituție, atât cât și pentru tineri din localitate. În linii mari, multe activități sportive sau unele din orele de educație fizică și fotbal mai nou se desfășoară pe acest teren. Până acum am învățat la călăraș, dar după ce am auzit că se va deschide o clasă cu profil sportiv, mi-a plăcut și am venit în Spoteni. Mie îmi place fotbal foarte tare, am venit aici să învăț, vreau să-mi fac o carieră în fotbal.